Mesaj ale militarilor români din teatrele de operațiuni de ziua națională. Toți spun într-un glas, la mulți ani România, sunt mândru că sunt român. În timp ce în țară militarii băteau pas de defilare la Arcul de Triumf, la aproape 5.000 de kilometri distanță în Mali, 120 de soldați români din compania Pumele Carpaților, care desfășoară misiuni sub egida ONU, urmăreau transmisiunea video. Unul dintre ei este locotenentul Alexandru Ciurea, copilot în cadrul detașamentului de elicoptere de transport din teatrul de operațiuni din Mali. Da, transmite faptul că Armata României va continua să reprezintă un factor de stabilitate socială și un vector de proiectare a încrederii și unității naționale. La mulți ani, România! Cu prilejul Zilei Naționale, în numele Plutonului 1 din Compania 4 Protecția Forței, vă transmit un călduros la mulți ani. Atât din partea mea, cât și din partea tuturor militarilor români care sunt dislocați în baza militară din Kandahar, transmit tuturor românilor toate gândurile bune, multă sănătate, o zi de 1 decembrie plină de împliniri, unitate și toate gândurile noastre cele mai bune. De 1 decembrie, Ziua Națională a României, doresc să transmit în numele Batalionului 495 Protecția Forței Vulturii Negri tuturor românilor să fie mândri că sunt români, să fie mândri că s-au născut în România, să iubească România pentru că este țara noastră oriunde se ar afla. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Și militarii români din Afganistan au transmis urările lor către țară.